Majoritatea femeilor sunt preocupate de hainele cu care se îmbracă, iar această ediție am decis să o dedicăm tendințelor modei feminine ale acestei toamne și vom afla care sunt cele mai la modă articole vestimentare și accesorii de la stilistul vestimentar și designerul Maria Muntean. Te salut, Maria! Te salut și eu, Mariana! Bine te-am găsit! Este anotimpul tău, anotimpul în care te-ai născut. Îți place toamna pentru că poți face mai multe outfituri, poți crea deci mai multe ținute, mai complicate, ne permite anotimpul. Exact, exact. Mai ales timpul de afară, care este permanent schimbător, ba o zi ploioasă, ba una cu soare. Și astăzi vreau să discutăm atât despre ce se poartă în acest sezon, dar și despre colecția ta, cea mai nouă, ce ai inclus în ea, ce articole vestimentare ai creat în atelierul unde muncești zi de zi. Deocamdată pot să menționez această fustă care este din colecția ta. Îți aparține una minimalistă, frumoasă, o culoare calmă. Nu am mai avut așa ceva în garderobă și mai ales așa lungime. Am înțeles că este lungimea de top al acestui sezon. Exact, și vreau să-ți spun că, uite, lungimea asta te avantajează, te face mai înaltă, de suplă tu și așa ești, suplă, deci ți se potrivește perfect. Deși mă opuneam, dar chiar să mă ridic. Fiind așezată, nu se înțelege prea bine și chiar o să mă ridic ca să vadă și telespectatorii, telespectatoarele, da? Această lungime, cum se privește, și îmi place șlițul din spate. Și buzunarele astea, așa, deci e un stil clasic, creion, dar buzunarele o fac așa mai casual, mai practică, mai funcțională. Da. Și vreau să menționez că și pantofii aici se potrivesc, dat fiind faptul că sunt în culoarea bej, ca culoarea fustei, și îți alungezi vizual picioarele. La fel, referitor la siluetă, se potrivește perfect pentru că ești suplă și fustița se potrivește pentru astfel de siluete ca a ta. Dar vreau să zic că imprimeurile florale și mai ales imprimeurile florale pe fond negru se poartă în această toamnă și chiar și iarna, designerii ne demonstrează pe podiumuri, așa că cu siguranță această bluză poate să meargă cu tine în toamnă fără niciun dubiu. Stilul ăsta clasic, mai de oficiu, iarăși intră în tendințe, deși a fost uitat multe sezoane la rând. Anul acesta revine în forță, doar că nu stilul office clasic, așa sobru, cum suntem obișnuiți să-l vedem și-l cunoaștem, dar accesorizat cu detalii interesante, cu accesorii care îl scoate puțin din strictețea sa. Da, și nu este atât de banal. Și aici trebuie să ținem cont de unele tendințe care ni le dictează designerii, pentru a fi cât de cât în pas cu moda sau a-ți crea un stil personal mai accentuat. Totuși, comoditatea este o tendință care se menține de multe sezoane la rând, încă din pandemie și înainte de pandemie la fel. Comoditatea totuși își pune amprenta și nu știu dacă vom vedea acest stil în stradă, dar cert este faptul că observăm că iau amploare fustele creion, cămășile cambrate, sacourile cambrate. Nu erau cândva. Deci, da, revin în forță. Vorbim aici de fusta creion în diferite lungimi și în alt fel de nuanțe. Deci, clasica fustă neagră o putem înlocui cu o culoare actuală a acestui sezon. Și mă refer aici la un burgundi, la o ciocolată, la un verde care este foarte actual în toamna aceasta. Cusături nefinisate sau să putem să vorbim aici despre umerii mai proeminenți la sacouri. Deci careva detalii interesante, nu stilul clasic care era cândva actual. Și ce culori mai caracterizează toamna 2024? Pe lângă cele menționate, vorbim deja de culorile caracteristice toamnei și mă refer aici la gama de bejuri, evident, fără ea nici de cum.
foarte actuală este griul. Griul ca la pantalonii tăi? Ca la pantalonii mei, mai deschis, mai închis, deci la fel nuanțele de gri. Și ca o surpriză pentru această toamnă, culorile aprinse la fel foarte sunt în vogă. Deci este un trend așa mai... E obișnuit. Mai nou, care nu știu dacă toți o să se încumete să-l poarte, dar este și asta o tendință. Care sunt alea prinse care nu ar încerca fiecare să le poarte toamna? Observăm o combinație de culori absolut nespecifice toamnei, și anume nuanțele de roz, nuanțele de albastru, dar nu mă refer la albastru electric aici. Deci la albastru ăsta senin ca cerul, la culorile pastelate de roz, iarăși albastru. De Barbie? Barbie, da, culorile bomboane. Fucsia, da, deci... Da, toamna, într-adevăr, cu un palton sau cu un trench așa mai spre roz, pare necaracteristic. Zici că e primăvară, știi? Exact. Dar ele, deci, sunt destul de în vogă la moment și sunt acceptabile. Sunt acceptabile, da, pentru cei ce simt moda, pentru cei care cunosc să îmbine stilurile vestimentare, care se pricep bine la asta. Deci nu recomand la fiecare, pentru că dacă nu pricepi bine în modă și în styling, ar fi recomandabil să te abții. Da, deci să porți ceva mai neutru. Și deși s-ar părea la prima vedere că dungele ar fi o tendință mai mult de vară, uite că ele vin cu noi și în sezonul rece. Și observăm dungi și pe cardigane, pe pulovere, pe tricotaje, pe hainuțele mai groase. Dacă tot ne aflăm într-un showroom aici, printre haine, propun să ne ridicăm și chiar să ne prezinți câteva modele actuale, plus câte ceva din modelele care le-ai creat tu, ce ține de colecția ta, care le recomand să le aibă fiecare în garderobă, deoarece sunt și foarte multe piese de bază pe care trebuie să le aibă orice femeie, indiferent de modul de viață sau profesie. Vorbim aici mai mult despre o garderobă de bază, pentru că ne place să creăm baza, ca să le poți combina ușor una cu alta și să nu ai mari bătăi de cap dimineața în ce să îmbraci, mai ales pentru femeile care lucrează. Și avem aici gama de costume. Deci avem un sacou albastru, după cum bine vedeți, care se combină foarte bine cu o pereche de pantaloni negri. Din contul, ținem cont și de nasturii sacoului, care la fel sunt negri și fac o combinație perfectă. La fel, uite cât de bine se combină cu o pereche de pantaloni gri. Se potrivește foarte bine atât pentru ținute casual, cât și pentru ținute de birou. Și ăsta s-ar potrivi și cu un roz? Că ziceai că se poartă anul ăsta rozurile pastelate, sau nu? Nu. Nu l-aș da pe ăsta la roz. Uh-huh. Este un alt fel de albastru, mai de bomboană, mai, nu știu cum să zic, mai baby. La fel vorbim și despre o fustă neagră care merge aici. Așa. Bine. Și cu bluziță, hai cu o cămașă. Să încercăm așa să punem dedesubt. Da, cu o cămașă albă, deci nu este o cămașă simplă, clasică, are acest detaliu, această manjetă interesantă. Cochet, care, romantic, cochetă, așa. Da, care îi dă un aer de romantism. Deci, și ar fi așa o, ia să le vedem toate împreună. Ca o ținută mai clasică, mai de oficiu și totodată cu elemente stilizate. Pentru o ținută comodă și totodată și actuală, putem să încadrăm acești balerini, pentru că totuși stilul de oficiu și lucru în oficiu este, presupune multă mișcare. Deci, uite, putem să actualizăm ținuta cu pereche de pantofi balerini trendy. Uite, eu în garderobă nu am așa ceva, cred că m-a inspirat să adaug un astfel de model neapărat. Și dacă tot am adus în discuție tema florilor pe fundal negru, care este binevenită și actuală în sezonul rece, uite că avem aici o rochie. La fel creația ta? La fel creația noastră. Și aici alta? Și aici alta, da, din aceeași operă. Țesătură. Este rochia noastră clasică, care este ADN-ul nostru. Deci această rochie siluetă, da? Trebuie să ai și siluetă. Și siluetă, da.
primul rând ne axăm pe culorile albe, negre, gri. Ne însoțesc și în toamnă? Bineînțeles. Zilele însorite, că într-o zi ploioasă cred că nu îmbracă nimeni. Sau ca variantă de ocazie. Da, la sacouri în mare parte avem croiuri drepte, pentru că sunt cele mai versatile. Îl poți cu ușurință îmbrăca și la o pereche de pantaloni clasici, și la o pereche de blugi, și cu toc, și cu o pereche de ghete. Deci este un croi versatil care se potrivește în orice stil și la orice ocazie. În același croi ca și această rochie, avem rochia leopard. Vreau să zic că leopardul nu ne părăsește în sezonul rece, așa, deși el a făcut furori în sezonul estival. Uite că merge cu noi în sezonul rece. N-a obosit încă nimeni poate de el. Poate puțin mai temperat, sau dacă nu sunteți atât de îndrăzneați, puteți optați pentru careva accesorii din leopard, dar el totuși rămâne actual și rămâne cu noi. Mai târziu chiar să arătăm și o ținută cu accesorii din leopard. Și pe paltoane se găsesc? Și pe paltoane, exact, pe sacouri, pe orice. Aoleu. Aș vrea chiar să mergem la trenciuri și la paltoane, pentru că toamna este și despre haine exterioare și destul de necesare. Deci, uite, avem aici câteva trenciuri în culorile toamnei. Bej, care este baza în orice garderobă, dar... Nu chiar bej. Știi cum o văd eu? O văd o culoare retro. Deci observăm aici manjeta lată, deci este un croi neobișnuit, nu este croiul clasic. Parcă e de rochi, știi? Da, este, are o alură așa mai retro. Uite că l-avem și pe albastru diplomat, care este o culoare mega și actuală. Wow, combinat cu, cu nasuri aurii. Aurii. Da, uite, ăsta da. Este mai expresiv. Văd ceva pe negru, dar cu totul alt croi și e cu totul altceva. Altceva. Da, la fel. Observăm aici detalii interesante, aurii care îl scot în evidență și îl scot din categoria clasică de trenciuri. Așa este. Deci negru, da, este o culoare preferată de majoritatea, pentru că e ușor să-l combini, ușor să-l asortezi, nu trebuie să-ți faci bătăi de cap cum să-l combini, cu ce să-l îmbrac. Uite, special am pus aici o rochie bordeaux, burgundie, ca să vedem cât de bine se asociază această nuanță cu culoarea de bej. Pentru toamna 2024, deci este una dintre cele mai actuale culori. Deci uite aici avem și un trench albastru. Deci special am selectat trenciurile mai altfel, nu trenciurile ordinare care suntem obișnuiți să le vedem și să le știm clasice. Eu văd la spate un detaliu care nu au celelalte. Mm-hmm. Iată... Nu știu, detaliul ăsta așa. Și un trench mai ușor. Da, avem și un trench din piele. Iată. Exact, apropo, din... ca fusta ta, din aceeași stofă. Dar n-aș putea îmbrăca fusta și cu el. De ce? Nu e prea mult? Hai să încercăm. Hai, provoci? Te provoc să încerci. Cam așa, nu e prea multă piele? Nu, total look din piele nu este absolut deloc greșit. Cromatic îmi place mult, ca textură îmi place, pentru că tot al look din același material nu este o greșeală stilistică, dar ca lungime, uite, eu sunt rezervată referitor la lungime, totuși văd această piesă vestimentară la această fustă de o lungime cel puțin egală cu fusta. Aha, deci să nu fie mai scurt. Da. Sau fusta, dacă ar fi, hai să admitem că ar fi așa, uite, într-o așa o versiune este ok, da? Așa sau în lungimea trenciului. Și apropo, trenciurile, paltoanele în lungime maxi sunt un trend actual, 2024. Să nu uităm că pe lângă trenciuri avem și geci din piele. Și uite că pe lângă clasica geacă din piele în stil biker avem și gecile mai neobișnuite, în alt fel de croiuri în acest sezon. Deci, după cum bine vedem, scurtă. Este o geacă crop scurtă. Cu acest decolteu, cu această tăietură în față. E fashion. Deci e altfel. Foarte, foarte stilată. Iată un model de geacă altfel. Și cu aceste detalii la umăr, vezi? Care... Și cu rochie la fel pe gri, cum ai zis? Da, o rochie tricotată pe gri. Și geaca, țin să menționez, parcă ar avea o piele roasă. O alură din granj. Așa, da. O alură din granj, da? Ar fi. Ar fi, da. Ceea ce se menține încă în top. Exact. Nu arată mișto, asta e așa pentru fashioniste, știi? Cu ce încălțări? S-ar potrivi ghete? Cu ghete sau cu o pereche de bocanci mai agresivi. Și am ajuns la articolul preferat al meu
rochia. Să ne prezinți câteva rochii la fel create de tine și care sunt potrivite pentru evenimente, pentru o aniversare, o cină romantică. Ocazii avem noi multe. Rochia din satin minimalistă este preferata și adorata femeilor. O avem pe mai multe culori, dar vreau să menționez că această culoare de cappuccino, coniac, o culoare din gama maro, este una dintre cele mai actuale culori ale sezonului, arată scump, arată bogat, țesătura este una plină. Da, chiar e o nuanță neobișnuită, e un maro, așa, nuanță verzuie, aurie, nu știu cum să zic. Eu aș spune coniac, nuanța coniac. Este și o stofă foarte densă, așa, plăcută la atingere și are și o centură care dă așa o senzualitate pentru iubitoarele de a-și evidenția talia, exact. Cum sunt eu. Da. Este la dorință. Și asta este exact este un roz pudrat, da, o avem și pe alb. Mm-hmm. La fel solicitată pentru cununii, pentru... Wow! Ca să vezi! Pentru cumătrii, da. Deci este un croi minimalist, simplu. Care și arată scump, arată scump, nobil. Da, exact, arată nobil. Și de asemenea vreau să menționez că este foarte versatilă pentru că putem să o accesorizăm în mai multe feluri. La fel avem acest croi de rochie, lungime maxi din satin, care e accesorizat cu această panglică. Așa. Vedem cum vine în spate. Nu e centură? Nu este centură, este o panglică, o eșarfă mai bine zis. Împrejurul gâtului, care îi dă o doză și o de senzualitate și feminitate, eleganță. Vai, câte idei ai, nu te-ai inspirat de la francez? Și aici are și tăituri, stai o clipă, da, că nu-i deci, tot. Da, are și șlițuri. O ai într-o poză cumva, tăituri, să vedem, da, pe silueta unei... Da, arată foarte senzual. Deci, la fel, vorbim despre un croi minimalist. Da, deci este un detaliu caracteristic trenciurilor clasice. Aici nu l-am adăugat în aceste piese pentru că au mânicile astea mai deosebite, aici l-am pus. Iar pentru inspirație aș vrea să formez câteva outfituri care sunt actuale în această toamnă, să avem și noi careva exemple și să știm cum să accesorizăm, cum să ne îmbrăcăm și așteptăm și un model așa pe potrivă. Deci avem aici o ținută formată dintr-o fustă satin maxi și un sacou. Observăm că, la fel, fusta este, cât și sacoul sunt în culori actuale acestui sezon, deci burgundii și griul. Le-am asortat cu o pereche de balerini, la fel mega actual sezonului. Da, deci facem așa o piruietă. Minunat. Învârtește puțin, se ridică puțin fusta așa. Așa. Vreau să menționez că fusta satin este o piesă la fel foarte versatilă și se asociază foarte bine și cu tricotajele. Uitați-vă, vedem aici un tricotaj albastru, senin, albastru pal, pastelat, cu culoarea de gri. Se potrivește de minune în aceeași gamă cromatică. Și dacă e să vorbim iarăși despre fusta satin, am ales aici o fustă satin neagră, care, o să te rog mă ajuți, care se vede bine și cu un hanorac. Deci avem un stil sporty chic. Deci vedem cât de versatilă poate să fie o fustă satin maxi. Avem aici o ținută caldă, în culori calde, pastelate de toamnă. Și dacă tot am vorbit despre acel imprimiu leopard care nu a fugit nicăieri și pentru fetele care vor să experimenteze, dar se cam tem de total look outfit leopard, uite, avem așa variantă cu o mică eșarfă, un mic accesoriu leopard care îi dă și o actualitate. Ținutei o scoate cumva din anonimat și o face mai interesantă. Și iarăși observăm aici o pereche de balerini care sunt mega actuali. Te-aș ruga puțin să ridici așa să se vadă. Iarăși din aceeași gamă cromatică de bej, avem o ținută finisată, pantalonii în croi palazzo, la fel mega actuali, se poartă, sunt comozi, versatili, îi putem asocia la fel și cu un sacou, cu un trench.
Hai să vedem ținuta și cu un trench, da? Putem să-l punem neapărat să-l îmbrăcăm, dar să vedem ca gamă cromatică. Uite așa. Uite cât de bine se privește. Și observăm la această bluziță, aceste detalii în formă de unghiuri, care îi dă un aer romantic la fel ținutei, neobișnuit. Se asociază perfect și cu stilistica trenciului. Deci avem o ținută armonioasă per general. Vorbim aici despre comoditate. Îl putem purta în fiecare zi, la serviciu, la plimbări cu prietenii. Deci, în dependență de stilul de viață al persoanei. Deci avem o ținută casual, perfectă pentru timpul rece. Și iarăși avem culori actuale, acest albastru diplomat, această nuanță de albastru al cămașei, blugii, piesa de bază în oricare garderobă, și avem aici o pereche de blugi în croi evazat, lejer, perfect pentru încălțămintea pe talpă joasă. În cazul tău avem o pereche de ghete. Poți să ne arăți și ghetele, te rog. Deci, la fel, este un model trendy actual cu aceste detalii, cu aceste combinații din diferite feluri de piele. Este o ținută comodă, lejeră, perfectă pentru anotimpul de toamnă. Plimbări cu familia, plimbări cu prietenii și diferite ocazii, în dependență de stilul de viață al eroinei. Avem aici o ținută street style în culorile actuale ale toamnei 2024, și anume mă refer la culoarea bordeaux și la culoarea gri, deci avem o altă interpretare, un stil lejer cu aluzii la o școlăriță, fustița plisată, o maletă gri și sacoul care îl vedem reinterpretat în altă ținută. Am accesorizat ținuta cu o pereche de ciorapi albi și o pereche de pantofi stil masculin. S-ar părea că este un stil copilăresc cumva, dar nu, se poartă și la fetele mature, așa că puteți cu ușurință să-l încadrați în ținutele voastre. Fusta plisată se menține în top și am putea să zicem că este o bază a garderobei. Lungimea mini se potrivește perfect pentru siluetele suple, accentuând picioarele frumoase. Și ca final vreau să vin cu o recomandare pentru a ne educa stilul vestimentar, pentru a fi în tendințe, pentru a ne forma propriul stil. Este necesar să accesăm cât mai multă informație vizuală, să experimentăm, de ce nu, și să cunoaștem elementarele reguli de stilizare. Împreună am descoperit tendințele toamnei 2024 și, după cum ați observat, designerii se duc dintr-o extremă în alta. De la piese vestimentare atemporale și minimaliste, până la culori nespecifice acestui anotimp, dar și accesorii sofisticate. Vestea bună e că unele din articolele din această listă probabil deja se află în garderoba voastră, iar ce trebuie să mai adăugați, ați aflat din recomandările stilistului.